Structura comentariului literar. Of, cum să fac pentru a reține structura unui eseu? Am auzit bine? Întâmpinați dificultăți în a reține etapele unui comentariu literar? Dacă da, atunci trebuie să faceți o schimbare în modul de a învăța. Încercați să realizați asocieri în minte. Transformați noțiunile abstracte în imagini concrete. Astfel, ne imaginăm că naratorul este un constructor care își creează opera cu migală, respectând toate etapele unei construcții. Ca orice construcție solidă, opera literară trebuie să aibă o temelie, adică un punct de plecare, un subiect. Această temelie echivalează cu tema operei. De asemenea, căsuța noastră, adică opera literară, trebuie să aibă o structură, adică pilon de rezistență, și când spun structură, mă refer la numărul de capitole, strofe, acte. Cele două etaje ale locuinței echivalează cu planurile narrative, adică aspecte pe care naratorul își focalizează atenția. Planul 1 este parterul, iar planul 2 etajul. Mai exact, îmi imaginez că naratorul este un cameraman care își focalizează atenția asupra unor aspecte din operă, de obicei personaje. Acestea devin practic planurile narrative. Aceste planuri narrative pot fi categoriale, când se pune accentul pe anumite personaje, temporale sau spațiale. De pildă, în romanul Baldadul avem în prim plan pe Vitore Lipan, iar în plan secundar lumea muntenilor. Titlul este echivalent cu acoperișul. De ce? Pentru că, uneori, până la final, scriitorul poate schimba titlul inițial din vari motive, așa cum s-a întâmplat în romanul Enigma Otiliei. Ușa este echivalentă cu incipitul, adică primul fragment dintr-o operă literară sau ușa de intrare în lumea ficțională. Incipitul poate fi lin sau captatio benevolentiae, ori brusc, ex abrupto. Hornul este finalul operei sau ultimul fragment dintr-o operă literară ce trebuie analizat în corelație cu incipitul. Scaunul reprezintă secvența reprezentativă sau locul pe care ne așezăm pentru a analiza în detaliu un anumit fragment semnificativ din operă. De obicei, trebuie analizate minimum două secvențe. Fumul este ideea operei, morala sau concluzia, învățătura extrasă în urma lecturii. Ferestrele echivalează cu naratorul și personajele care ne permit să vedem înăuntru. Iar scările reprezintă acțiunea propriu-zisă sau momentele subiectului. Așadar, atunci când realizați un comentariu literar, trebuie să aveți în vedere tema operei, structură, planuri narrative, semnificația titlului, relație incipit final, două secvențe reprezentative, ideea operei, tipul de narator, iar la acestea se vor adăuga și particularitățile de limbaj. Sper că v-au fost utile aceste informații și că vă vor ajuta să rețineți mai bine. Pe curând!